4. Gladia intră în sufrageria ei la ora 8:15, hotărâtă cu tot din adinsul și cu puțină ciudă să lase pe Mandamus, acum îi reținuse în silă numele, să o aștepte. Își dăduse multă osteneală să-și îmbunătățească înfățișarea și, pentru prima oară după mulți ani, se simțea prost din cauza firelor de păr cărunte, dorindu-și să-și fi stăpânit practica auroriană ajunsă aproape universală de control asupra machiajului. La urma urmei, dacă arăta cât mai atrăgătoare și tânără cu putință, îl punea pe acest protejat al lui Amadiro într-un și mai mare dezavantaj. Era întru totul pregătită să-i displacă bărbatului încă de la prima vedere și era deprimant de conștientă că el putea fi tânăr și atrăgător, că un chip însorit se putea deschide într-un zâmbet strălucitor la apariția ei, că ea se putea trezi cu părere de rău atrasă de el. Drept urmare, când îl văzu, se simți ușurată. Era tânăr, da, și probabil că încă nu împlinise prima jumătate de secol, dar nu profitase prea mult de acest lucru. Era înalt, poate avea 185 de centimetri în înălțime, aprecie ea, dar prea slab. Asta îl făcea să pară fusiform. Părul lui avea o nuanță prea închisă pentru un aurorian, ochii erau de un castaniu cam șters, fața prea lungă, buzele prea subțiri, gura prea mare, înfățișarea insuficient de atrăgătoare. Dar ceea ce îi răpea cu adevărat aspectul tineresc era expresia excesiv de afectată, de serioasă. Într-o străfulgerare, Gladia își aminti romanele istorice atât de răspândite pe Aurora, romane care descriau invariabil pământul primitiv, ceea ce era ciudat pentru o lume care îi ura din ce în ce mai mult pe pământeni și se gândi. Iată imaginea unui puritan. Se simți ușurată și aproape zâmbi. Puritanii erau de obicei înfățișați ca fiind grosolani și fie că Mandamus acesta era unul dintre ei, fie că nu, îi convenea să-l considere astfel. Dar când vorbi, Gladia fu dezamăgită pentru că vocea îi era moale și extrem de muzicală. Ar fi trebuit să vorbească pe nas ca să îndeplinească în tocmai condițiile stereotipiei. Doamna Gremionis? Ea îi întinse o mână cu un zâmbet extrem de condescendent. Domnule Mandamus, te rog să-mi spui Gladia. Așa face toată lumea. Știu că vă folosiți numele în profesie, îl folosesc în orice mod, iar căsătoria mea s-a sfârșit într-un mod prietenesc acum câteva decade. Cred că a durat mult timp, foarte mult timp. A fost o mare reușită, dar chiar și marile reușite ajung la un sfârșit firesc. Făcu Mandamus sentențios. A continuat și după ce s-a sfârșit poate foarte bine să transforme reușita într-un eșec. Gladia încuvință din cap și spuse cu o urmă de zâmbet. Sunteți foarte înțelept la o vârstă așa de... Dar să trecem în sufragerie. Micul dejun este gata și v-am reținut cu siguranță destul de mult. Doar când Mandamus veni lângă ea și își potrivi pașii după ai ei, îi observă Gladia pe cei doi roboți ce-l însoțeau. Era aproape de neconceput ca un aurorian să meargă undeva fără o suită de roboți, dar atâta timp cât roboții stăteau nemișcați, nu impresionau în vreun fel privirea aurorienilor. Gladia, privindu-i iute, văzu că erau modele recente, evident scumpe. Îmbrăcămintea lor falsă era minuțios lucrată și, deși nu era proiectată de Gladia, era de calitate superioară. Femeia fu nevoită să recunoască acest lucru, deși cu strângere de inimă. Într-o zi trebuia să afle cine o proiectase, pentru că nu recunoștea stilul și poate că era pe cale să aibă un competitor nou și extraordinar. Se pomeni că admiră faptul că stilul pseudo-îmbrăcămintei era clar același pentru ambii roboți, rămânând totuși distinct, individual pentru fiecare. Nu-l puteai lua pe unul drept celălalt. Mandamus îi prinse privirea iute și interpretă expresia cu o precizie dezarmantă. E inteligent, se gândi Gladia dezamăgită. Spuse, proiectul exterior pentru roboții mei a fost realizat de un tânăr de la institut care încă nu și-a făcut un nume. Dar își va face, nu credeți? Absolut, zise Gladia. Gladia nu se aștepta la nicio discuție de afaceri până la terminarea micului dejun. Ar fi fost culmea nepoliteții să se vorbească despre altceva în afară de lucruri mărunte în timpul mesei și ea își dădu seama că Mandamus nu prea știa să discute fleacuri. Amintiră de vreme, bineînțeles. Recenta aversă de ploaie, care acum din fericire trecuse, fu și ea pomenită, la fel prognozele pentru anotimpul uscat care trebuia să vină. Urma exprimarea aproape obligatorie a admirației pentru locuința gazdei, iar Gladia o primi cu o modestie falsă. Nu făcu nimic să reducă jena bărbatului, ci îl lăsă să caute neajutorat subiecte. După un timp, ochii lui căzură asupra lui Daniel, care stătea liniștit și nemișcat în nișa lui din perete, iar Mandamus reuși să-și înfrângă indiferența auroriană și să-l observe. Făcu el. Este chiar vestitul R. Daniel Olivo. Absolut de neconfundat. Un exemplar foarte deosebit. Într-adevăr deosebit. Este al dumneavoastră acum, nu-i așa? Prin testamentul lui Fastolf? Prin testamentul doctorului Fastolf, da, zise Gladia, accentuând ușor. Mi se pare foarte ciudat că încercarea institutului de a fabrica roboți cu aspect uman a eșuat în felul acesta. V-ați gândit vreodată la asta? Am auzit și eu, zise Gladia cu precauție.
Oare la asta voia să ajungă el? Nu prea mi-am bătut capul mult timp gândindu-mă la acest lucru. Sociologii tot mai încearcă să înțeleagă. Desigur, noi la institut n-am reușit niciodată să trecem peste această dezamăgire. Părea o realizare firească. Unii dintre noi cred că Dr. Fastolf a avut o oarecare legătură cu eșecul. A evitat să repete greșeala, se gândi Gladia. Își îngustă ochii și deveni dușmănoasă, fiindcă și închipui că bărbatul venise la ea ca să-l incrimineze pe dragul și bunul Han. Vorbi tăios. Oricine crede așa ceva este un prost. Dacă dumneata crezi asta, n-o să-mi schimb părerea de dragul dumitale. Eu nu sunt dintre aceia care gândesc așa, mai ales pentru că nu înțeleg ce ar fi putut face Dr. Fastolf ca să provoace un fiasco. De ce trebuia să fi făcut cineva ceva? Este vorba că nu i-a vrut lumea. Un robot care arată ca un bărbat concurează cu un bărbat și unul care arată ca o femeie concurează cu o femeie. Și încă prea mult ca să fie o plăcere. Aurorienii n-au dorit concurența. Nu e nevoie să căutăm în altă parte. Concurență sexuală? Întrebă Mandamus calm. O clipă privirea Gladiei o înfruntă pe a lui. Știa el ceva despre iubirea ei pentru robotul Jander cu mult, mult timp în urmă? Și dacă da, avea vreo importanță? Nimic în expresia lui nu arăta că se gândise la altceva în afară de sensul exact al cuvintelor. În cele din urmă, Gladia spuse. Concurență de orice fel. Dacă Dr. Han Fastolf a contribuit în vreun fel la aceasta, a fost pentru că și-a proiectat roboții într-un mod prea uman, dar numai așa era posibil. Eu cred că într-adevăr v-ați gândit la problemă, zise Mandamus. Necazul e că sociologii consideră că această teamă de concurență din partea unui tip de roboți prea umani este o explicație prea simplă. Singură e insuficientă și nu există nicio dovadă a unui alt motiv important de aversiune. Sociologia nu e o știință exactă, zise Gladia. Totuși nu e nici inexactă. Gladia ridică din umeri. După o pauză, Mandamus zise. Oricum, ne împiedică să organizăm cum se cuvine expedițiile de colonizare. Fără roboți cu aspect uman care să deschidă drumul... Micul dejun încă nu se terminase, dar pentru Gladia era clar că Mandamus nu mai putea ocoli problemele importante. Spuse, ne-am fi putut duce singuri. De data asta, Mandamus fu cel care ridică din numeri. Prea greu. În plus, barbarii de pe pământ, cu durata lor de viață scurtă, cu permisiunea doctorului Fastolf al dumitale, s-au răspândit pe fiecare planetă posibilă ca o invazie de gândaci. Mai sunt o grămadă de planete disponibile, milioane. Și dacă ei pot face asta... Bineînțeles că ei pot, zise Mandamus înviorat brusc. Costă vieți. Dar ce înseamnă viețile pentru ei? Aproximativ o decadă pierdută. Asta e tot. Și ei sunt miliarde. Dacă vreun milion moare în timpul colonizării, cine observă? Cui îi pasă? Lor? Nu. Sunt sigură că le pasă. Prostii. Viețile noastre sunt mai lungi și deci mai valoroase și bineînțeles că suntem mai atenți cu ele. Așa că stăm aici și nu facem nimic altceva decât să îi îngrădim pe pământeni pentru că doresc să-și riște viețile și pentru că, prin urmare, s-ar părea că vor moșteni galaxia. Gladia nu-și dădea seama că este într-atât de părtinitoare față de coloniști, dar avea chef să-l contrazică pe Mandamus și, în timp ce vorbea, nu se putea împiedica să nu simtă că tot ceea ce începuse ca o simplă contradicție căpătase un sens și că îi exprima foarte bine starea de spirit. Pe lângă asta, îl auzise pe Fastolf spunând aceleași lucruri în ultimii lui ani de descurajare. La un semn al Gladiei, masa a fost strânsă repede. Micul dejun ar fi putut continua, dar conversația și dispoziția deveniseră nepotrivite pentru o masă civilizată. Reveniră în camera de zi. Roboții lui Mandamus îi urmară, iar Daniel și Giscard făcură la fel, fiecare intrând în câte o nișă. Mandamus încă nu l-a remarcat pe Giscard, se gândi Gladia. Dar de ce ar fi făcut-o? Giscard era foarte demodat și chiar primitiv. Nu făcea absolut nicio impresie, în comparație cu exemplarele frumoase ale lui Mandamus. Gladia se așeză și își puse picior peste picior, foarte conștientă că partea de jos a pantalonilor ei largi scotea în evidență aspectul încă tânăr al picioarelor. Pot să știu motivul pentru care ai dorit să mă vezi, Dr. Mandamus? Întrebă ea, nedorind să mai tărăgăneze. El răspunse. Am obiceiul să mestec gumă medicinală după ce mănânc ca stimulant al digestiei. Îmi dai voie? Gladia zise înțepată. Mi-ar distrage atenția. Faptul că nu putea mesteca l-ar fi putut dezavantaja. În plus, se gândi Gladia cu decență, la vârsta lui n-ar trebui să aibă nevoie de stimulente pentru digestie. Mandamus scosese deja pe jumătate un pachetel din buzunarul de la piept al hainei. Îl împinse înapoi, fără să-și arate dezamăgirea și murmură. Desigur. Întrebam, Dr. Mandamus, de motivul pentru care ai dorit să mă vezi. De fapt, sunt două motive, doamnă Gladia. Unul este personal și celălalt este o problemă de stat. Te supără dacă discut întâi problema personală? Sinceră să fiu, Dr. Mandamus, mi-e greu să-mi închipui ce problemă personală ar putea fi între noi. Lucrez la Institutul de Robotică, nu-i așa? Da. Și ești apropiat de Amadiro, mi s-a spus. Am onoarea să lucrez cu doctorul Amadiro, zise el, accentuând ușor. Mi-o plătește, se gândi Gladia. Dar nu-i un ghid. Amadiro și cu mine, spuse ea, am avut ocazia să ne întâlnim acum 20 de decade și a fost extrem de neplăcut.
N-am mai avut niciun prilej să-l văd de atunci. Nici cu dumneata, ca apropiat al lui, nu m-aș fi întâlnit dacă nu m-aș fi lăsat convinsă că întrevederea ar putea fi importantă. Oricum, problemele personale nu vor face această întrevedere câtuși de puțin importantă pentru mine. Deci, trecem la problemele de stat? Mandamus își coborâ privirea și o roșeață slabă, care ar fi putut fi din cauza stingherelii, îi se ridică în obraj. Atunci să mă prezint din nou. Sunt Levular Mandamus, descendentul dumitale de gradul al cincilea. Sunt stră nepotul lui Santirix și al Gladiei Gremionis. Adică dumneata ești stră bunica mea. Gladia clipi repede, încercând să nu pară atât de uluită pe cât se simțea de fapt și nu prea reuși. Sigur că avea urmași. Și de ce n-ar fi fost bărbatul acela unul dintre ei? Ești sigur? Foarte sigur. Am pus să se facă o cercetare genealogică. La urma urmei, cândva s-ar putea să vreau copii și înainte de asta o asemenea cercetare ar fi obligatorie. Dacă te interesează, între noi schema este M-F-F-M. Ești fiul fiicei fiicei fiului meu? Da. Gladia nu mai ceru amănunte. Avusese un fiu și o fică. Fusese o mamă perfectă, dar la timpul potrivit copiii începură să aibă vieți independente. În ceea ce îi privește pe urmașii acelui fiu și al acelei fiice, respectând întocmai moda din spațiu, nu întrebase niciodată nimic și nu-i păsa. Dacă întâlnise unul dintre ei, era suficient de auroriană ca totuși să nu-i pese. Gândul o liniști complet. Se lăsă din nou pe scaun și se relaxă. Foarte bine, spuse. Ești urmașul meu de gradul al cincilea. Dacă asta e problema personală pe care dorești să o discuții, e lipsită de importanță. Înțeleg perfect, străbunico. De fapt, nu genealogia mea este ceea ce vreau să discut. Ea este doar începutul. Înțelegi, doctor Amadiro știe despre această înrudire. Cel puțin așa cred. Zău? Cum așa? Cred că studiază pe ascuns genealogia tuturor celor care vin să lucreze la institut. Dar de ce? Ca să afle exact ceea ce a aflat în cazul meu. Nu e un om încrezător. Nu înțeleg. Dacă ești urmașul meu de gradul al cincilea, de ce ar avea asta mai multă importanță pentru el decât are pentru mine? Mandamus își frecă bărbia cu dosul mâinii drepte gânditor. Antipatia lui pentru dumneata nu e deloc mai mică decât antipatia dumitale pentru el, doamnă Gladia. Dacă ai fi refuzat să mă primești din cauza lui, m-ar fi refuzat și el pe mine, mai ales din cauza dumitale. Ar putea fi și mai rău dacă aș fi urmaș al doctorului Fastolf, dar nu cu mult. Gladia se îndreptă, țeapănă pe scaunul ei. Nările ei fremătară și ea vorbi cu glas reținut. Ce aștepți de la mine atunci? Nu pot declara că nu-mi ești urmaș. Să dau un anunț la hiperviziune că mi-ești absolut indiferent și că te dezmoștenesc? Asta l-ar mulțumi pe Amadiro al dumitale? Dacă da, trebuie să te anunț că nu voi face. Nu voi face nimic pentru a-l mulțumi pe acest om. Dacă asta înseamnă că te va concedia și îți va distruge cariera pentru că nu e de acord cu legăturile dumitale genetice, te vei învăța minte să te asociezi cu o persoană mai sănătoasă și mai puțin vicioasă. Nu mă va concedia, doamnă Gladia. Sunt prea valoros pentru el, dacă mi-erți lipsa de modestie. Totuși, sper să-i urmez cândva la conducerea institutului și sunt aproape sigur că nu va îngădui asta atâta vreme cât mă suspectează de o ascendență mai rea decât cea a dumitale. Își închipuie că bietul Santirix e mai rău decât mine? Deloc. Mandamus se înroșii și înghiții în sec, dar vocea îi rămase egală și fermă. Nu vreau să fiu mojic, doamnă, dar sunt dator față de mine să aflu adevărul. Ce adevăr? Sunt urmașul dumitale de gradul al cincilea. Asta e clar în dosarele genealogice. Dar e posibil să fiu urmașul de gradul al cincilea nu al lui Santirix, ci al pământeanului Eliach Baley? Gladia se sculă brusc în picioare, de parcă ar fi săltat-o câmpul de forță unidimensional al unui păpușar. Nu-și dădea seama că se ridicase. Era a treia oară, în 12 ore, când se pomenea numele acelui pământean de demult și de către trei persoane diferite. Vocea părea să nu fie a ei. Ce vrei să spui? El răspunse, ridicându-se la rândul lui și trăgându-se ușor înapoi. Mie mi se pare destul de clar. Fiul dumitale, bunicul meu, s-a născut dintr-un contact sexual al dumitale cu pământeanul Eliach Baley? A fost Eliach Baley tatăl fiului dumitale? Nu știu cum să mă exprim mai clar. Cum îndrăznești să sugerezi așa ceva? Sau măcar să gândești? Îndrăznesc pentru că de asta depinde cariera mea. Dacă răspunsul e da, cariera mea profesională poate fi foarte rapid ruinată. Vreau un nu, dar nu un nu neargumentat, nu-mi va fi de niciun folos. Trebuie ca, la timpul cuvenit, să-i pot prezenta dovezi doctorului Amadiro și să-i arăt că dezaprobarea genealogiei mele trebuie să aibă drept cauză doar persoana dumitală. La urma urmei, pentru mine e clar că antipatia aceasta față de dumneata și chiar față de doctor Fastolf este nimic, absolut nimic în comparație cu incredibila forță cu care îl detestă pe pământeanul Eliach Baley. Nu e vorba numai despre viața lui scurtă, deși gândul de a fi moștenit gene barbare m-ar tulbura îngrozitor. Cred că dacă i-aș aduce dovezi că sunt urmașul unui pământean care nu a fost Eliach Baley, ar ierta asta. Dar gândul la Eliach Baley și numai la el e cel care îl înnebunește. Nu știu de ce. Repetarea numelui lui Eliach aproape că îl înviase din nou pe acesta pentru Gladia.
Respira șuierat și profund și revăzu cu bucurie cea mai frumoasă amintire a vieții ei. Știu de ce spuse. Pentru că Eliach, împotriva tuturor, cu toți aurorieni împotriva lui, a reușit totuși să-l distrugă pe Amadiro în clipa în care el credea că are succesul în mână. Eliach a făcut asta doar prin curaj și inteligență. Amadiro își întâlnise superiorul în persoana unui pământean pe care îl umilise cu nepăsare și ce ar putea face prin urmare decât să-l urască inutil. Eliach a murit de mai bine de 16 decade și Amadiro tot nu poate uita, nu poate ierta, nu poate slăbi lanțurile care îl leagă în ura și amintirea acelui om mort. Și n-am să-i dau voie lui Amadiro să uite sau să nu mai urască atâta timp cât asta îi otrăvește fiecare clipă a vieții. Mandamus zise: văd că ai motive să-i dorești rău doctorului Amadiro, dar ce motive ai să-mi dorești mie răul? Dacă îi îngădui doctorului Amadiro să creadă că sunt urmașa lui Eliach Bale, va avea plăcerea să mă distrugă. De ce să-i oferi inutil această plăcere dacă nu sunt un asemenea urmaș? Deci, dăm dovadă dacă sunt urmașul dumitale și al lui Santirix sau al dumitale și al oricui în afară de Eliach Bale. Prostule, idiotule, de ce-ți trebuie dovezi de la mine? Du-te la dosarele istorice. Vei găsi ziua exactă în care Eliach Bale a fost pe Aurora. Vei găsi ziua exactă în care l-am născut pe fiul meu, Daryl. Vei afla că Daryl a fost conceput la mai bine de 5 ani după ce Eliach a plecat de pe Aurora. Vei afla și că Eliach nu s-a mai întors pe Aurora. Păi, crezi că am fost gravidă timp de 5 ani? Că am purtat un făt în pântecele mele timp de 5 ani galactici standard? Cunosc aceste informații, doamnă, și nu cred că ai purtat un făt vreme de 5 ani. Atunci de ce vii la mine? Pentru că e vorba de mai mult. Știu și mi-închipui că doctor Amadiro știe prea bine că, deși pământeanul Eliach Bale, așa cum spui, nu s-a mai întors vreodată pe suprafața Aurorei, s-a aflat odată pe o navă ce a staționat pe orbită lângă Aurora o zi și ceva. Știu și mi-închipui că și doctor Amadiro știe prea bine că, deși pământeanul n-a părăsit nava ca să meargă pe Aurora, dumneata ai plecat de pe Aurora ca să te duci pe navă. Că ai rămas pe navă aproape o zi și că asta s-a întâmplat la aproape 5 ani după ce pământeanul fusese pe suprafața Aurorei, de fapt cam la data la care a fost conceput fiul dumitale. Gladia simți cum fața ei se golește de sânge în timp ce asculta vocea calmă a celuilalt. În jurul ei camera se întunecă și ea se clătină. Simți cum o îmbrățișează brațe blânde și puternice și știu că sunt ale lui Daniel. Se simți așezată ușor pe scaun. Auzi vocea lui Mandamus venind parcă de la mare depărtare. Nu-i adevărat, doamnă? Bineînțeles că era adevărat.